Ceaiuri calde, echipamente de protecție împotriva frigului și spații pentru încălzire. Sunt drepturile pe care legea le acordă oricărui angajat care lucrează în condiții de temperaturi scăzute. Printre aceștia se numără și la Brașov muncitorii de la salubritate, nevoiți să-și facă meseria chiar și pe ger. Șefilor au luat minime măsuri ca să-i protejeze împotriva temperaturilor extreme. Patronii care nu respectă însă legea riscă amenzi de până la 2500 de lei. Angajatorii trebuie să le asigure salariaților condiții decente de protecție în cazul în care temperaturile exterioare coboară sub minus 20 de grade Celsius. Măsurile trebuie să fie aplicate mai ales dacă temperaturile sunt corelate cu condiții de vânt intens, când indicele de răcire scade sub pragul valoric de minus 32 de grade Celsius. Angajații serviciilor de întreținere a căilor ferate, vânzătorii din piețele agroalimentare și muncitorii de la salubritate sunt cei mai expuși gelului în această perioadă. Angajatorii au obligația pentru menținerea stării de sănătate a lucrătorilor să asigure distribuția de ceai fierbinte între 0,5 și 1 litru pentru fiecare persoană, pentru fiecare schimb, să acorde pauze în spații cu microclima corespunzător, fie că sunt fixe sau mobile, pentru a se asigura capacitatea de refacere, de termoreglare a organismului și, de asemenea, asigurarea echipamentului de protecție pentru temperaturi scăzute. Operatorii de salubritate și muncitorii care se ocupă cu dezăpezirea resimt și ei gradele cu minus. Conform reglementărilor în vigoare, primesc echipament de protecție individualizat, atât în cazul de față pe sezon rece și pe sezon de vară, căciul, mănuși, bocanci, salopete, veste, primesc ceaiuri calde, avem chiar și un vestiar unde mai intră periodic și se încălzește și servesc pauza de masă. Salariații lucrează 8 ore pe zi, începând de la 7 dimineața în două schimburi în centrul istoric și intervin mai ales pentru curățarea și dezăpezirea trotuarelor. Pentru a se mai dezmorți, merg prin rotație să se încălzească într-un spațiu special amenajat pentru ei. La minus 10 grade vine 3 băieți, 2 pe sector, după aia mai schimbăm. Deși este foarte frig, angajații spun că s-au obișnuit de mult cu temperaturile negative. Ceaiurile calde, pe? Da. Ajută? Da, cum să ne ajută, că ne mai încălzim, ne mai asta, ne mai nu. Aveți și un spațiu unde vă duceți? Avem barac. Aici, la maternitate. Ne aduce ceaiuri foarte fierbinte, e bine. Ne încălzim cu un ceai, pauza de masă o avem la ora 11, e totul bine. Aveți și o baracă, am înțeles, nu? Da, avem baracă, avem sus acolo la maternitate, avem baracă, unde mai ne putem mai ne încălzim la schimbul 2, că mai intrăm, mai ne încălzim, mai ieșim, 2 mai stă la baracă, 3 mai iese pe sectoare și facem treaba bine. Dacă temperaturile extreme se mențin pentru o perioadă de cel puțin 2 zile consecutiv, angajatorii trebuie să reducă durata zilei de lucru sau chiar să întrerupă lucrul colectiv. Patronii trebuie să se asigure că toți salariații au efectuat examenele medicale periodice pentru a nu risca să dezvolte complicații din cauza gerului. Cei care nu respectă prevederile legale riscă amenzi contravenționale din partea inspectorilor de muncă, ale căror valori sunt cuprinse între 1500 și 2500 de lei.